Abigail. Mulțumesc, domnule președinte. E o situație puțin bizară, domnule ambasador, pentru că aici nu pare că vrem o audiere sau un dialog, pare că vrem o reglare de conturi, ceea ce e departe de mine, cel puțin, și de colegii mei. Aș vrea să vă spun încă de la început că această comisie, așa cum știți și dumneavoastră, știu toți membrii comisiei, probabil că și presa, nu poate discuta decât despre activitatea dumneavoastră de ambasador, despre relația politică cu Statele Unite și nu despre planurile unor partide aflate la guvernare în privința destinului dumneavoastră la ambasadă. De altfel, Constituția e foarte limpede, articolul 91, alinia 2, la o lectură simplă, ne spune că există doar doi factori implicați în eventuala dumneavoastră rechemare, guvernul și președintele României, ca atare la această comisie, cu tot dragul pentru orice inițiativă și discuție legată de acest subiect, țin să le precizez colegilor mei că e inutilă. Acum, trecând de faptul că Parlamentul nu are, chiar nu are nicio competență pe aspectele pe care le-au precizat cei care au vorbit înainte, și interesant e că vi se reproșează, de exemplu, eu fără să-mi doresc să vă apăr, presupun că sunteți, presupun... Domnule președinte, aveți decența să mă ascultați până la capăt, pe restul i-ați lăsat să facă dialog, presupun că nu vă deranjează, chiar dacă sunt de la opoziție, vă mulțumesc. Deci înțeleg că vi se reproșează că n-ați avut mandat de la mai să răspundeți public. Eu mă întreb ce mandat au avut președinții celor două camere, Senat, Camera Deputaților, când au răspuns în numele Parlamentului, Departamentului de Stat. Că n-au consultat pe nimeni, să știți. Dar mă rog, asta e altă întrebare, probabil în alt context. Acum, aș vrea să vă adresez câteva întrebări punctuale. Ați lămurit cu Ministrul de Externe, cu Ministerul de Externe, situația post-scrisoare, răspuns Giuliani și așa mai departe, asta este unul. Și ce poziție a avut Ministerul? Dacă vi s-a comunicat că demarează această procedură, nu demarează, cred că sunt informații pe care toți le așteptăm. 2. Spuneți-mi, vă rog, în ce măsură puteți să ne lămuriți, dacă sunt informații de ordin public, despre ce va urma la Ambasada Statelor Unite aici, cum ne impactează, dacă va fi, ce schimbări vor fi și așa mai departe. Și 3. Am o întrebare la care puteți răspunde sau nu. Ce știți despre vizita plătită a domnului Dragnea în Statele Unite de acum un an și ceva? Dacă ambasada a fost informată, dacă acele informații le puteți face publice sau nu? Vă mulțumesc!